incapacitate de plată. Grupul ar fi trebuit să achite marți 400 de milioane de dolari, însă nu a reușit, pentru că aceste dobânzi, iată, le pot fi fatale. Aflăm asta, dacă se întâmplă sau nu, cu Adrian Negrescu, analist economic. Am mai discutat o dată chiar despre Evergrande și vedem că nu s-a rezolvat acea situație. Atunci era așa cum era situația, cât de cât tolerabilă, însă vedem că pare așa o formă continuată a bolii. Cât de mult... Da, suntem ca într-o schemă Ponzi. Au mai luat bani dintr-o parte ca să acopere datoriile din altă parte. S-a cam terminat cu butoiul ăsta de miere care era reprezentant de Evergrande, din care au gustat aproape 130 de bănci și 121 de fonduri de investiții internaționale. Toată lumea s-a îngrămădit în China să facă profituri pe piața asta imobiliară chineză, care creștea ca în bazme. Toată lumea făcea profituri de 30, 40, chiar 80%, am auzit, de randamente oferite de Evergrande unor investitori. Iar acum, ca într-o schemă Ponzi, s-au terminat banii. S-au terminat banii pentru că nici măcar chinezii nu mai cumpără acele apartamente, iar imaginile care le-ați prezentat voi sunt definitorii privind criza imobiliară majoră din China. Ce înseamnă asta din punct de vedere macroeconomic? Evergrande reprezintă 2% din PIB-ul Chinei. A avut anul trecut vânzări de 110 miliarde de dolari, 1,2 trilioane de dolari cifră de afaceri. Vă dați seama cât de mare și cât de importantă este această companie în ecosistemul ăsta de business, dacă îi putem spune așa, ceea ce se întâmplă în China. Bun, pe de altă parte știm că tocmai piața aceasta imobiliară e principalul motor al economiei Chinei, pentru că citeam că în China investițiile în spații rezidențiale, în locuințe, reprezintă 15% din produsul intern brut. Deci ne putem gândi oare la faptul că, iată, economia Chinei o ia în jos? Da, pentru că, din păcate, s-a construit foarte mult pe datorie, s-a construit pe atragerea de investitori străini, s-au construit blocuri în care nu stă nimeni, orașe întregi fantomă, pe ideea că hai să cheltuim banii investitorilor străini și să le oferim niște randamente, toată lumea era fericită și acum vine nota de plată. Și nota de plată s-ar putea să fie dură pentru guvernul de la Beijing, pentru că va trebui ori guvernul să acopere această parte din datorie, ori să-și asume această bulă imobiliară în care se află, și atunci pierderile vor fi la nivelul burselor internaționale. Deja în piețele internaționale se simte așa un fior extrem de rece generat de această criză imobiliară din China, pentru că toată lumea s-a dus acolo să investească pe ideea că va face profit. Ce face Fitch în momentul de față? Nu face altceva decât să le ceară chinezii să se hotărască. Băgați această firmă în faliment, ne asumăm pierderile, veniți cu bani de la bugetul Chinei pentru a salva această companie atât de mare încât nu poate fi încă trebuie salvată, sau nu? Pentru că la acest nivel s-a ajuns și mi-e teamă că vor tergiversa această situație până undeva în primăvara anului viitor, când se speră ca consumul la nivelul internațional să crească, China să adune mai mulți bani, pentru că și în acest moment până și China are probleme cu livrările la nivel internațional pe fondul inflației, pe fondul scăderii vânzărilor și consumului la nivel internațional. Se speră că atunci, din banii pe care China îi va aduna, va salva și acest colos, cum mai sunt și alții. Și spuneați voi de încă o companie care de asemenea are mari probleme și nu cred că va reuși să se salveze fără ajutorul statului chinez. Da, într-adevăr și Caixa are problemă. Mai multe companii se pot lovi de acest lucru, pentru că, așa cum ai spus, ei au făcut de fapt un doping financiar, au tras în ei sperând că o să meargă bine mai departe, fără să aibă ceva concret de fapt. Ei au mers pentru și știi care produce... chestie interesantă? De Evergrande sunt legate 1300 de alte companii din China care angajează undeva la nivel de 3,8 milioane de oameni. Dacă cade Evergrande, se duc la vale toate aceste companii. Și asta înseamnă o mare problemă pentru guvernul de la Beijing, pentru economia chineză, și nu știu dacă își permit comuniștii să dea un asemenea faliment, adică să aibă un asemenea eșec răsunător în condițiile în care se lăudau chiar și în vremea pandemiei cu o creștere economică peste nivelul celorlalte țări din lume. Foarte bine că ai spus asta, Adrian, și despre această creștere economică aș vrea să vorbim în alți termeni decât economic, adică și undeva strategic mai mult de atât. Într-adevăr, China a fost cam singura economie, practic singura mare economie care a câștigat în anul pandemiei, în ultimul an. Și... A, nu, și noi, stai, nu uita de România, că domnul Cățu ne spunea că avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și pe hârtie arăta totul excelent, dar realitatea, economia, știu cum arată, e
praf și pulbere. Da, fără solidaritate nu s-a putut. Ei, ce vreau să zic, am văzut aceste discuții, da, tot mai avansate ale forțelor din Occident și Biden în principal, da? Apoi am văzut faptul că anumite mari țări, tot din vest, Marea Britanie, America, au spus că își retrag echipele olimpice de la Jocurile Olimpice de la Beijing, care urmează să fie acum în februarie. Da? Nu cumva este un semn că vestul sau, nu știu cum să zic aici vestul, că capitalismul, pentru că vreau să includ și Australia acolo, știm, este acea discuție și cu Australia. Nu cumva ele vor să separe cumva de China și China atunci va suferi foarte mult, pentru că de vreme ce China exportă 28% din ce se produce în lume, cu siguranță că asta înseamnă foarte mult și pentru China, că rămâi cu marfa în depozit, n-ai ce să faci cu ea. Ne putem China este principalul exportator al lumii. Toate țările lumii depind, inclusiv România, depinde de exporturile din China pe anumite segmente de piață. Dacă, cred că nu există economie globală, o economie în lumea asta care nu încearcă în momentul de față să reducă această dependență de China. Vă mai aduceți aminte în pandemie că tot ce însemna material sanitar venea din China, de la măștile de protecție până la toate elementele care au legătură cu siguranța sanitară. Chiar și virusul. Uite, ăla a fost un moment extrem de important, care a prins un semnal roșu în cancelariile tuturor marilor puteri și au dat seama că dependența e atât de mare încât trebuie să ia măsuri. Și poate prin decizii între astea politico, economico, sociale, sportive chiar, încearcă să forțeze practic o separare ideologică și economică față de Beijing. Mulțumim foarte mult pentru toate explicațiile.